Bună, dragii mei! Bună, suflete frumoase! Facem astăzi o etalare în legătură cu sentimentele cuiva vis-a-vis de voi. Vom vorbi despre trecut, prezent și viitor, potențial viitor. Dacă veți urma această cale pe care sunteți acum și nu vă veți schimba sau nu se va întâmpla ceva între timp, deci uneori știți cum e, viitorul ne-l facem noi cu mâna noastră. Dar, în principiu, deci, trecut, prezent și viitor, sentimentele cuiva vis-a-vis de voi, cum au fost, cum sunt și cum vor fi. Haideți să vedem. Și avem de ales între varianta numărul 1, varianta 2 și varianta 3. Aici avem turcoaz, piatra soarelui și cuarț roz. Bun, țineți cont și de faptul că aceste etalări sunt etalări colective, sunt etalări generale, deci se pot potrivi 100% parțial sau deloc cu situația în care voi vă aflați. Nu luați toate mesajele ca fiind doar și numai pentru voi. Încercați să discerneți, încercați să extrageți de aici doar mesajele care sunt corespunzătoare cu situațiile voastre. Fiind o citire generală, deci mai mult de atât nu pot să spun. Bun, dragilor, 1, 2 și 3. Haideți să le dăm așa puținuți la o parte. Okidoki. Turcoaz. Începem cu prima pietricică. O să vreau să extrag câte 3 cărți și din oracole înainte de a începe citirea. Adică înainte de a începe citirea. Am început citirea înainte de a începe să mă uit în tarot, doar așa să ne facem o idee, ok? Trecut, prezent și viitor. Și de aici. Cred că ar trebui să le pun eu invers ca să le puteți vedea și voi mai bine. Ok. Să văd dacă mă descurc așa. E un pic mai câși pentru mine, dar nu-i problemă. Ia. Țin să vă mulțumesc că sunteți aici alături de mine și îmi cer scuze pentru bâlbâielile mele trecute și viitoare. Bun, în trecut, hai să vedem. În trecut a existat suferință. Această persoană a crezut că trebuie să îndure, că dragostea așa vine cu suferință, că dragostea înseamnă suferință, că dragostea, că pentru dragoste trebuie să te sacrifici. Hai să văd și aici. A încercat să ia totul cu pași mărunți, să facă totul cu pași mărunți, să facă totul ușurel, așa să nu cumva să strice ceva. Totuși, în trecut se pare că această persoană s-a simțit oarecum novice sau începător în iubire. Nu prea a avut experiență, nu prea a știut cum să ia lucrurile, ce să facă, probabil că a avut nevoie de ajutor. În unele cazuri este posibil să regăsiți energia voastră aici. În momentul în care regăsiți doar energia voastră, atunci e bine să mergeți către un alt număr. Am zis-o așa ca o paranteză. Ok, deci persoana asta s-a simțit așa cumva fără experiență, lipsit de experiență, a crezut că dragoste înseamnă să suferi, a crezut că dragostea înseamnă suferință, durere și tot așa. Avem aici ce numere avem, să spunem și numerele. Avem 33 și 43. În prezent i s-a cam aprins flacăra în suflet. Ceva i s-a aprins în suflet, în minte, referitor la voi. În prezent, iubirea asta s-a maturizat un pic, a simțit deja cu totul altceva pentru voi. Dragostea asta trecută s-a transformat. S-a transformat în ceva mult mai serios. S-a transformat în ceva mai matur, mai... Uite, a prins experiență. Omul ăsta a prins experiență, a învățat ce înseamnă să iubească, a învățat ce înseamnă iubirea. Bun, iar aici, da,
Aici avem momentul acela, deci în prezent persoana asta este foarte sigură de ceea ce își dorește, de ceea ce vrea, indiferent de ceea ce vrea. Deci dacă este cu voi și dacă nu este cu voi, persoana asta știe ce vrea în acest moment. Este foarte solară, este o persoană care știe ce își dorește de la iubire, de la viață. Bun, în viitor, se pare că în unele cazuri persoana asta nu mai crede în iubirea asta. În viitor, pentru unii dintre voi, s-ar putea ca persoana asta să se dea bătută, să renunțe. De ce? Pentru că normal, în poziție normală, cartea asta înseamnă că omul ăsta are credință și că încă speră și crede că totul se va îmbunătăți. Dar cartea asta mi-a venit invers. Deci este posibil ca persoana asta să nu mai spere în viitor că lucrurile se vor ameliora, că lucrurile se vor îmbunătăți. Se autosabotează, se simte abandonată, o să se simtă abandonată, o să se simtă autosabotată, o să se simtă, nu știu de ce în unele cazuri, simt că este energia voastră. Omul ăsta simte că nu mai este nimic acolo, că n-a mai rămas nimic, că s-a dus totul pe apa sâmbetei. Ce numere mai avem aici? Este 36, 15, 12 și 31. Bun, hai să vedem mai departe ce a simțit persoana asta. Ce e întors aici? De ce am o carte străină? Uite, un as de cupe am aici dintr-un alt set. Nu știu de ce mi se tot întâmplă lucrul ăsta când le adun de pe masă, probabil că fiind aceeași mărime. Da. Se mai amestecă. Sau poate că e un semn pentru voi, un as de cupe. Iubirea asta a dat peste. A dat pe din afară la un moment dat. Măi, ce mesaj aveți voi aici. Hai să văd. Iarăși asul de cupe a sărit din pachet și asul de cupe a fost și din celălalt pachet. A existat iubire între voi și probabil că încă există, că în prezent încă există iubire, foarte multă. Totuși, ceva acolo nu-mi dă mie cu virgulă, dar rămâne de văzut, da? Ce mi-a picat aici? Asul de cupe în trecut, regina de pentacule în prezent, în viitor vom vedea. Ce a simțit această persoană, ce simte și ce va simți pentru voi, dragii mei. La capătul pachetului avem un cavaler de pentacule. Parcă totul stagnează, totul stă pe loc. E un pic așa, cam leneșă treaba între voi. În trecut, așa cum am zis, iubirea asta a dat pe din afară. Multă emoție, multă dragoste, multă pasiune. Dorința aceea de a fi tot timpul împreună, de a fi bot în bot, cum zic eu, de a vă cunoaște, de a explora, de a ști cât mai multe lucruri unul despre celălalt, dar și să petreceți timp cât mai mult împreună, v-a plăcut și cel puțin așa a simțit omul ăsta, multă iubire pentru voi în trecut. Bun, nouăle de spade, lucrurile s-au cam deteriorat la un moment dat, pentru că nouăle ăsta de spade îmi vine cu foarte multe griji și îngrijorare. De ce s-a îngrijorat omul ăsta? De ce s-a îngrijorat? Și zecele de pentacule. Probleme în familie. Probleme legate de familie. Probabil că iubirea asta voastră a fost cumva o problemă pentru familia din care el face parte. Ce s-a întâmplat? N-ați fost doriți în familie sau ceva de genul ăsta? Că asta mi-arată că n-ați fost doriți acolo unde... Deci persoana asta mi-arată că v-a iubit foarte mult, dar că își făcea foarte multe griji din cauza familiei din care el făcea parte sau ea făcea parte. Acum depinde cine ascultă. În prezent avem o regină de pentacule, un rege de pentacule, da? Soț și soție în unele cazuri. Iar aici avem un 4 de cupe. 4 de cupe mi-arată o dezamăgire. Îmi arată faptul că e posibil ca această persoană să se fi căsătorit cu altcineva.
îmi arată faptul că voi sunteți tot ce și-au dorit vreodată, dar în același timp că au rămas foarte dezamăgiți în legătură cu dragostea asta voastră. Chestia este că, aici sunt mai multe variante, dacă voi sunteți într-o căsnicie cu această persoană, păi nu-i prea e de bine. Nu prea e de bine că persoana asta e cam dezamăgită și stă capul la altcineva. Dacă persoana asta este căsătorită sau căsătorit cu altcineva, atunci regretă foarte mult faptul că nu este cu voi sau că nu a fost cu voi. Pentru că are aici mai multe cupe, deci a explorat mai multe opțiuni, da? A avut mai multe iubite, iubiți, dar nici unul și nici una nu a fost ca voi. Asta simte omul ăsta și că a pierdut ocazia și că ocazia aia probabil că nu o să se mai întoarcă niciodată, așa consideră omul ăsta, ființa asta. Chestia este că voi încă mai aveți gândul la omul ăsta, da? Pentru că voi apăreți de aici de undeva. E ca și cum el nu vă vede, el nu vede cupa pe care voi doriți să-i oferiți. Bun. Pe mai departe, ce avem? Luna. Luna vine cu lucruri ascunse, vine cu necunoștință, nu știu ce se întâmplă, ceva de genul ăla, nu știu ce se întâmplă. Nu mai știu nimic de omul ăsta, nu mai știu nimic de ființa asta. Nu știu ce să cred. Nu e nimic clar pentru persoana asta, nu e nimic sigur. Lucrurile par diferite, le vede într-un mod diferit față de realitate de multe ori. Pentru că aici clar că persoana asta pe viitor nu mai are credință, nu mai speră, se simte abandonată, se autosabotează. Ok. Ce avem aici? Cinciul de bâte. Foarte mult conflict interior. Foarte mult. În unele cazuri poate că este în conflict cu ceilalți din cauza dumneavoastră sau îi blamează pe ceilalți pentru faptul că nu ați putut fi împreună. Îi condamnă. Da, îi condamnă pe cei din jur, dar în același timp li se alătură lor. Li se alătură lor, din păcate. Bun, ce mai avem aici? Regina de spade, da. Persoana asta simte că nu mai este nimic, că s-a dus totul, că e de gheață, da? Că voi nu mai simțiți nimic, că nu mai e nimic, că nu mai e speranță acolo, că de ce să mai iubesc persoana asta când ea nu mai simte nimic pentru mine. Probabil că nici comunicare nu există. Regina asta de spade ține spada în jos, deci probabil că nici comunicare nu există. Sau și dacă există, există așa o comunicare care nu încălzește cu nimic relația asta voastră. Bun, hai să facem și câteva clarificări aici, să vedem ce și cum. Trecutul îl știți, deci nu mai umblăm acolo. E clar că dacă ați vrut să știți ce s-a întâmplat și de ce nu ați fost în unele cazuri cu această persoană, este pentru faptul că această persoană, voi n-ați fost acceptați de cineva din familia acestei persoane. Persoana asta a fost destul de imatură la acel moment, acel timp. Nu a știut ce să facă. Pur și simplu s-a lăsat condus de cei mai apropiați, cum ar fi mamă, tată, frați, surori, cine o mai fi pe acolo prin jur, prieteni în unele cazuri, dar nu, că zecele de pentacule de obicei familie. Ok, probabil că o diferență între voi sau familia acestui om a avut ceva împotriva voastră. Bun, regele și regina de pentacule. Hai să văd regina de pentacule. În alte cazuri este posibil ca voi să fiți într-o altă legătură cu altcineva, clar, regele și regina de pentacule, deci mi arată clar faptul că consideră că va pierde definitiv. Deci unul dintre voi este într-o altă legătură sau voi sunteți căsătoriți cu această persoană sau această persoană și-ar fi dorit să fie căsătorită cu voi, își dorește în prezent acel lucru, dar nu se poate cu patru ăsta aici. Nu se poate. Regina de pentacule, cavalerul de spade, mi-a ieșit mai devreme, l-am băgat înapoi. Cavalerul ăsta de spade, vedeți voi aici cu regina asta, mi-arată faptul că
Persoana asta este mama tuturor răniților, regina asta de spade, de monede, dar în același timp este o persoană aprigă. Poate fi și o persoană aprigă. Acum, depinde cine este această femeie. Că sunteți voi, că este soția acestui om, împărăteasa, da. E ca și cum omul ăsta este într-o relație cu cineva, dar gândurile și mintea acestui om sunt la voi. E clar, cu împărăteasa, deci sunt la voi. Deci degeaba este într-o relație cu cineva pentru că mintea îi este la voi. Da. Și aici avem carul. Mai. E dezamăgitoare citirea asta, nu știu cum să zic, așa simt multă dezamăgire din partea acestei persoane referitor la ceea ce a fost și ceea ce este în prezent. Nu e mulțumit cu ceea ce are în prezent, deloc. Nu. Sper că nu sunteți voi cu această persoană în prezent, pentru că nu prea e mulțumit. Se cam gândește undeva în trecut la iubirea asta pe care a trăit-o aici. Ia să vedem. Optul de cupe. Optul de cupe e atunci când tu pleci, tu renunți, tu nu mai vrei. Nu. Rămâi dezamăgit și pleci. Treiul de pentacule întors invers. Aici vin niște promisiuni sau cineva nu ar trebui să se bage între voi, dar uite că persoana aia tot se bagă. E ca și cum cineva se tot bagă, cineva tot își bagă coada între voi și în viitor este cineva care tot se bagă. Și cinciul de bâte mai poate fi și un cineva din anturajul acestei persoane, din jurul acestei persoane. Zecele de spade, oh, încheiere definitivă. Na, îmi pare rău că iese așa, dar asta e încheiere definitivă. Cineva se simte foarte trădat aici. Poate că voi, doamnelor, vă simțiți trădate cu 10 de spade și regina de spade și 8-ul de pentacule. Cineva nu s-a implicat, nu mai acceptați. Și 4 de pentacule, da, nu mai acceptați absolut nimic ce vine din partea acestui om sau acest om. Nu s-a implicat suficient, e conștient de faptul că nu s-a implicat suficient și că voi, sau îi este teamă de voi și asta mai poate fi, îi este teamă de un refuz. Da, da, da. Bun, cam atât am avut. A fost așa o etalare scurtă, am vrut să văd ce și cum, cum merge relația sau ce va fi sau ce a simțit, ce simte și ce va simți pentru voi. Păi lucrurile merg din bine spre rău. Mm-hmm. În trecut a fost frumos, a simțit multă iubire pentru voi. Asul ăsta de cupe pentru mine e un mare te iubesc, așa, din tot sufletul și din toată inima. Dar lucrurile s-au schimbat și am impresia aici foarte clar că lucrurile s-au schimbat din cauza anturajului, din cauza familiei, celor din jur. Nu știu, cineva s-a implicat acolo între voi. Sau pur și simplu unul dintre voi este căsătorit. Na, eu vă dau toate variantele care le văd. Bine, dacă stau să le scormonez bine, mai văd variante, dar așa în mare. Bun. Cam atât am avut, dragii mei. Vă pup, vă îmbrățișez. Dacă nu ați rezonat cu acest număr, vă puteți alege un alt număr. Bun, numai bine, ceau. Bun, dragii mei, am revenit cu cea de-a doua variantă. Cei care ați ales piatra soarelui. Haideți să vedem ce se întâmplă. Ce se întâmplă. Și de aici extragem trei cărticele. Trecut, prezent și viitor. Ce a simțit, ce simte și ce va simți această persoană pentru voi. În cazul în care simțiți că este energia voastră, o să vă rog să alegeți alt număr. Pentru că se poate întâmpla și acest lucru. Bun. Și de aici încă trei cărți. Eu sper să rezonați cu tot ce este frumos și ce nu este frumos să nu rezonați. Bun, în trecut, ia să vedem aici.
În trecut, persoana asta a dorit să trăiască în prezent și să viseze la viitor și și-a dorit foarte mult să trăiască prezentul alături de voi, adică a trăit momentul. I-a plăcut. Pot să spun că i-a plăcut. Voi ați fost așa ca și un soare pe cerul lor întunecat. Și le-a plăcut foarte mult compania voastră, probabil, felul în care se dezvolta relația, felul în care voi erați împreună. Deci le-a plăcut. Au trăit în prezent, da? Aici ce avem? Uite, au visat și au făcut o felul de visuri, de iluzii, s-au tot gândit la voi, ați fost în mintea lor așa în permanență. Deci în trecut văd o energie foarte frumoasă, așa de îndrăgostiți, o energie chiar faină. Numărul 8 și numărul 40. Bun, în prezent, ia să vedem. Consideră fundația pusă, numărul 50, wow, consideră fundația pusă. Persoana asta simte în prezent că își dorește un cămin sau că voi sunteți casa lor sau că voi sunteți acasă pentru ei și asta poate fi ca un sentiment, da, acela în care tu îți dorești să, ca persoana asta să-ți fie alături, în care tu te simți confortabil cu omul, cu ființa asta. Ok, aici ce avem? Consideră că voi sunteți un miracol în viața lor, că sunteți tot ceea ce și-au dorit vreodată, consideră că sunteți ca și un dar trimis de Dumnezeu, numărul 34, că sunteți un înger, da, că sunteți un înger și că sunt foarte norocoși să vă aibă în viața lor, că sunt foarte norocoși sau că au fost foarte norocoși că v-au întâlnit. Hai să vedem pe viitor ce se întâmplă aici. Pe viitor mai luăm așa o pauză. Relaxare. Persoana asta cam doarme aici în viitor. Nu știu de ce. Cred că în trecut și în prezent persoana asta s-a chinuit și se chinuie foarte mult să vă cucerească. Dar uite că mai pe viitor așa, omul ăsta se cam... ramolește așa un pic, nu mult. Are nevoie de relaxare, de pauză. Bun, și aici ce avem? Totuși văd o balanță între voi, văd un echilibru. Totuși văd că și pe viitor lucrurile nu vor fi deloc rele, numărul 38 și 42, nu vor fi deloc rele, ci pur și simplu se creează un echilibru, se creează o liniște, se așterne praful peste voi, peste relația voastră. Vă ancorați foarte bine. Eu zic că e ok, eu văd liniște aici, văd așa, nu știu, visare, adică totul a început frumos cu o visare, apoi în prezent văd că sunteți ok, văd că persoana asta consideră că voi sunteți îngerul lor norocos și văd că pe viitor există un moment în care probabil că o să vă plafonați un pic și e normal pentru că trecem prin niște schimbări, dar nu putem în continuu să fim așa botic în botic sau în continuu să... atunci ne consumăm. Dar e frumos, e ok. Bun. Liniște. Se temperează un pic lucrurile între voi doi, dar eu zic că sunt ok. Hai să vedem ce ne spune și tarotul. 2 de 3 ori. Ia să văd. În trecut, au venit mai multe aici, nu-i bai, le lăsăm acolo. În prezent și în viitor. Și la capătul pachetului, avem turnul. Bine, aici vorbim de sentimente, da? Nu ce s-a întâmplat, nu ce... care e situația dintre voi doi sau că unii poate să sunteți despărțiți, alții sunteți împreună cu această persoană și tot așa. Nu contează, contează ce simte. Chiar dacă sunteți cu această persoană, chiar dacă nu. Ce a simțit, ce simte și ce va simți. Vorbim de sentimente. 6 de spade. Ok. Ce avem aici? Soarele. Magicianul. Și 7 de băte. Bun, se pare că în trecut persoana asta a simțit că sunteți soarele lor, a simțit o chimie extraordinară cu voi, a simțit că trebuie să meargă alături de voi pe același drum,
a simțit că sunteți lumea lor, că sunteți totul pentru ei, da? Soare, bucurie, fericire, s-au simțit bine alături de voi, fericiți. Au visat la voi, totul a fost clar, totul a fost clar în mintea lor, vreau să zic, în sufletul lor vis-a-vis de voi. Totuși avem acolo un 7 de bâte. 7 la de bâte s-ar putea să îmi arate mie faptul că această persoană și-a luat și niște măsuri de precauție, adică iubire, dar s-a gândit așa un pic, băi, și ce se întâmplă dacă? Ce s-ar întâmpla dacă? Da. Deci și-a luat acolo niște măsuri de precauție și a încercat uneori să bată un pic în retragere. Da? Doar pentru a-și crea o barieră așa de protecție. S-a simțit foarte bine alături de voi. Asta e foarte clar și mi-arată foarte clar că exista și o chimie extraordinară între voi doi. Dar un picuț acolo și-a luat niște măsuri de precauție. Hai să văd în prezent. Nouăle de spade, ok. Treiul de pentacule și pajul de spade. E, aci. Ce simte persoana asta pentru voi? Își face griji în legătură cu voi. Vă urmărește. Când am văzut cartea asta, am vrut să zic, băi, sper că eu îi citesc partea pozitivă, dar mai are și o parte negativă. Cartea asta mi-arată și faptul că am vrut să o evit, dar nu o mai evităm. Cartea asta mi-arată și faptul că persoana asta crede că doar cu un ajutor miraculos din partea divinității se mai poate face ceva. Deci ăsta ar mai fi și mesajul negativ, da? În care probabil că voi nu sunteți împreună, de aceea mi-a apărut și turnul. Își face griji pentru voi. Își face griji în legătură cu o altă persoană care există în viața voastră. E suspicioasă, e un pic, nu știu, probabil că voi sunteți într-o altă legătură, unii dintre voi, sau poate că nu. Dar ființa asta devine oarecum îngrijorată sau geloasă din cauza voastră, pentru că nu știe dacă voi sunteți bine, dacă mai simțiți ceva pentru ei, dacă îți așa. Tot ce a fost în trecut nu mai este în prezent. Lucrurile s-au schimbat și s-au schimbat radical. Adică toată dragostea asta pe care i-au simțit-o aici în trecut, toată dorința asta de a merge alături de voi pe același drum s-a transformat în griji, în multe griji. Bun, în viitor, ia să vedem, asul de bâte, asul de spade și pașul de cupe. Ta-ta! Se pare că lucrurile încep să se îmbunătățească din nou în viitor. Veți avea parte aici de un nou început. Unii dintre voi, nu toți. Să nu vă fac acum speranțe inutile. Dar asul de bâte vine cu un nou început plin de pasiune. Asul de spade vine cu victorie. Da, reușită, victorie, claritate în tot ceea ce tu faci. Iar pajul ăsta de cupe se pare că persoana asta nu vrea altceva decât să-și ceară scuze în fața voastră sau să vină cu să ofere cupa împăcării. Da? Pajul de cupe mai poate însemna și un copil. Pentru unii dintre voi, nu pentru toți. Sau este îndrăgostitul, este cel care visează, este cel care are inima pură și plină de iubire. Din câte îmi dau seama, persoana asta nu renunță la voi. Nici pe viitor și nici în prezent nu a renunțat la voi, pentru că și îngrijorarea asta pe care o are în legătură cu voi este tot un sentiment. Se simte așa frustrat și nu poate dormi noaptea, nu poate cu gândul că altcineva ar putea interveni în viața voastră, că ar putea cineva să vă înlocuiască și că ar putea cineva să îl sau să o înlocuiască, îmi cer scuze. Se tot gândește și este teamă. Ca și sentimente, deci aici sunt sentimente și totul a plecat foarte frumos și se pare că veți relua pe viitor. Hai să le și clarific un pic. Hai să vedem.
trecutul îl știți, așa că îl lăsăm deoparte, să vedem de ce se îngrijorează așa persoana asta referitor la voi. Treiul de bâte, din cauza distanței, poate este distanță între voi, îi este dor de voi, cu treiul de bâte simte dor, dorește să vă țină în brațe, asta e tot ce ar dori în acest moment, să vă țină în brațe, să vă strângă tare, 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 pentru că nu mai poate de dorul vostru. Ok, își face tot felul de gânduri, își face tot felul de planuri în legătură cu voi. Poate că voi sunteți acasă și ei sunt în altă parte sau invers. Poate această persoană este acasă și voi sunteți plecați. Pentru că văd dorul acela de voi ca și cum i-ar fi dor de casă. Regina de Pentacule. Își doresc să fac o familie cu voi, să știți. Asta își doresc, să fac o familie cu voi. Acum, dacă sunteți un domn, la fel, dacă sunteți o doamnă, la fel, ideea este că își doresc să fac o familie cu voi. Aici este micul spion, pajul de spade și cu cinciul de cupe. Cinciul de cupe iarăși reprezintă dor, iarăși reprezintă durere, dor, momentul acela în care tu plângi și suferi în interiorul tău pentru că nu ești cu persoana aia, da? Regret că nu ești acolo cu acea persoană și tot așa. Dor, dor, da, de-aia își face gânduri și griji. Noul început, în curând, Regina de Cupe, multă iubire, multă, multă iubire. Dacă sunteți un domn, să știți că femeia asta vă iubește cu toată inima sa, cu Regina asta de Cupe. Dacă sunteți o doamnă, la fel, este dor de voi, este dor să-l țineți în brațe și pe viitor, la fel, abia așteaptă întâlnirea cu voi, abia așteaptă să vă vadă, e tot ce își doresc, să vă vadă, să fiți împreună, e tot ce își doresc, să vă simtă căldura, să vă simtă mirosul, să fie acolo cu voi. Bun. Steaua, uite că speră, măi, speră că lucrurile se vor clarifica în curând și că acest nou început va exista. Speră. Steaua iarăși poate reprezenta distanță pentru unii dintre voi, o distanță care s-ar putea să se termine, adică să, că de aceea vine și liniștea asta, da? Apare o liniște aici, totul se temperează, se echilibrează. Și aici șasele de bâte. Victorie. Succes, victorie, o împăcare, văd aici, în cazul în care sunteți despărțiți. Dacă sunteți doar la distanță, este posibil să fiți doar la distanță, vă duce dorul această persoană foarte tare, foarte tare. În alte cazuri e posibil chiar să aveți copii împreună cu acest om, dar nu neapărat. Și aici regele de bâte întors invers. Se cam teme că nu mai este dorit de voi așa cum a fost cândva. Sau se teme să nu cumva voi să vă găsiți pe altcineva în perioada asta când sunteți separați. Mm-hmm. Dar e frumos, oricum. Bun, ideea am înțeles-o. Deci aici este iubire. Omul ăsta a simțit iubire, simte și va simți iubire pentru voi. Bun, numai bine, pupici! Bun, dragilor, am revenit cu cea de-a treia variantă, cei care ați ales cuarțul roz. Mie îmi place pietricica asta, e așa bombonică, îi zic eu. Bun, hai să vedem. Ce a simțit, ce simte și ce va simți această persoană pentru voi. Cineva, nu știu, cineva din mintea voastră. În momentul în care ați ales să vă uitați la această etalare, cu siguranță aveți pe cineva în minte. Hai să vedem ce zice persoana aia. Oh, nu astea, scuze, astea. Uneori mi-e greu când fac mai multe variante, mi-e greu să respect tiparul primei variante, pentru că așa sunt eu niciodată și când desenez ceva, niciodată nu pot desena două lucruri la fel sau să fac două desene la fel. Întotdeauna trebuie să fie ceva diferit. Bun, în trecut, ia să vedem. Înapoi la ceea ce ai iubit. Opa!
Numărul 3. Măi, probabil că atunci când ați cunoscut omul ăsta, când ați cunoscut ființa asta, ființă, hai să-i spunem ființa, nu era încă vindecat, vindecată după o relație trecută. Mm-hmm. Și tot tindea să o ia înapoi, adică să... Probabil că a fost așa o dragoste pansament, eu așa le numesc, atunci când tu nu ești vindecat încă după o fostă iubire și te bagi într-o altă relație și atunci tu de fapt te folosești de omul respectiv doar pentru a-ți vindeca rănile, pentru a umple golul ăla pe care tu îl simți în sufletul tău, dar gândul tău ți este tot în trecut, gândul tău ți este tot la fostul partener, fosta parteneră și atunci ți este foarte greu să te implici în, cu adevărat în, sau să lucrezi la relația actuală pentru că na, mintea ta e tot acolo. Și dacă nu ești 100% convins că este ceea ce trebuie, atunci automat că te gândești în trecut. E, cam asta a simțit omul ăsta pentru voi atunci când v-au cunoscut. Au fost încă prinși cumva de o fostă relație. Bun, da. Cauza și efectul. Și aici avem pânza de păianjen, vedeți? Încă nu s-a desprins. Încă nu s-a desprins. Deci, în trecut, persoana asta, vă spun, cum, ce îmi spun cărțile, eu aia vă spun, nu știu, se potrivește, nu se potrivește, nu vă menajez deloc. Persoana asta v-a folosit ca pe, ca pe un pansament, da? Se mai întâmplă și astfel de cazuri, iar apoi să se îndrăgostească de voi. Vom vedea ce urmează. Dar, de obicei, când o relație pleacă așa, e destul de greu, adică sunt rare cazurile când persoana asta începe să vă cunoască pe voi cu adevărat și să se îndrăgostească de voi, așa cum a fost îndrăgostit sau îndrăgostită de cealaltă persoană. Hai să vedem în prezent. Da, vedeți? Poate că este unul dintre cazurile acelea. Persoana asta consideră că voi sunteți dragoste, că sunteți iubire, că sunteți tot ce și-au dorit vreodată. Deci, când v-ați cunoscut, n-ați fost sigur de ce doriți. Sau această persoană n-a fost sigură că vrea relația cu voi. Numai că în prezent a început să nutrească sentimente pentru voi. În prezent a început să vă vadă cu totul diferit față de cum v-au văzut în trecut. Au început să simtă, au început să vadă că sunteți iubire, că sunteți capabili să iubiți așa cum probabil nu i-a iubit nimeni și asta i-a făcut pe ei să se întoarcă către voi sau să vă iubească de asemenea. E, aici vedem copilul, cel imatur, cel care nu știe, care... aici avem o persoană destul de imatură, care n-a știut ce vrea și care... Tocmai de aceea, datorită faptului că voi ați iubit această persoană foarte mult și iubiți această persoană și în prezent, persoana asta simte un atașament extraordinar de mare vis-a-vis de voi. Dar îmi dă un pic senzația că această persoană ori este mai tânără ca și voi, ori are un suflet foarte tânăr sau este un pic imatur din punct de vedere emoțional și că consideră că voi sunteți un fel de a doua mamă, să zicem așa. Știu că e urât și sună urât, dar sunt foarte mulți bărbați care se atașează de femei considerând că au nevoie de ele ca și de o mămică, ca și de o mamă, ok? Cam asta văd aici în prezent. Datorită faptului că voi ați arătat foarte multă iubire acestui om, omul ăsta nu știe 100% dacă este îndrăgostit de voi, dacă vă iubește sau dacă doar pur și simplu este atașat de felul în care voi vă purtați cu ei. Hai să vedem și pe viitor. Pe viitor o să trăiască în prezent. Pe viitor o să trăiască momentul. Cred că voi o să vă cam schimbați. Pe viitor începe să se maturizeze persoana asta, se pare. Începe să se maturizeze, începe să vadă lucrurile într-un mod diferit. Începe să-și facă planuri de viitor, probabil că alături de voi sau nu. Dar eu cam asta văd, că începe să-și facă planuri.
începe să-și dea seama că sunteți singurul soare pe care îl are în toată întunecimea asta, în toată negura asta pe care omul ăsta o simte, că nu prea mai are alte opțiuni și că ar fi cazul să... și că e frică să nu vă piardă. Cred că e frică să nu vă piardă. Din câte îmi dau seama, voi o să începeți să vă transformați. Eu am impresia că aici sunteți voi, doamnelor. Eu am impresia că voi începeți să vă transformați și începeți să nu mai arătați ceea ce ați arătat cândva aceste persoane. Iar asta o să întoarcă persoana asta la 180 de grade, pentru că ori renunță definitiv, ori începe să se schimbe și își dă seama că sunteți singurii care i-ați ajutat, singurile care i-ați ajutat vreodată sau care într-adevăr ați pus suflet într-o relație vis-a-vis de ei. Deci pe viitor se schimbă treaba, din câte îmi dau seama. Ca și numere, avem numărul 3, avem numărul 4, ia uite, 3, 4, evoluție. Numărul 16, 33, 40 și 28. Ok. Hai să vedem ce ne spune și tarotul. Ce a simțit această persoană? Ce simte și ce va simți pentru voi? Ce a simțit? Ce simte? Și ce va simți? Ia să vedem. Ce a simțit această persoană? Magicianul, o chimie foarte faină între voi doi. Moartea și șaptele de spade. Ce a simțit această persoană vis-a-vis de voi? A simțit că există o chimie foarte faină între voi doi. A simțit că există pasiune multă, a simțit că voi începeți să-i transformați și totuși în același timp a simțit că vă pot înșela ori de câte ori își doresc. Cumva, să vă spun sincer, în trecut, ființa asta a crezut că a simțit chimie, da, cu voi, cu magicianul, cu siguranță a simțit chimie cu voi. A mai simțit și faptul că vă poate manipula, că sunteți ușor de manipulat, da? Și că vă poate înșela. Deci în momentul când a intrat în relație cu voi, a simțit că vă poate păcăli. Că se poate acest lucru. Că în plină noapte poate merge și într-o altă direcție sau că poate să ascundă lucruri de voi. Din câte îmi dau seama, a fost cam gălăgios. Adică nu prea știu să se ferească atât de tare. Uite, a mai scăpat din cărțile alea pe jos și a făcut zgomot. Cred că l-ați cam prins cu mâța în sac. Cred că n-ați fost chiar atât de ușor de manipulat cum a crezut persoana asta. Așa cred. A crezut sau a simțit faptul că îl transformați sau că doriți să-l transformați, că îl schimbați, că voi, că relația cu voi îl schimbă, o schimbă. Se cam dădea în vânt după voi, dar se dădea în vânt și după alte persoane, din câte îmi dau seama. Hai să văd în prezent. Doiul de bâte, asul de pentacule și nouăle de pentacule. Ce ați făcut? I-ați tăiat macaroana? I-ați cam tăiat macaroana aici un pic. Ce simte în prezent vis-a-vis de voi? Păi în prezent vis-a-vis de voi, atașament. Sincer vă spun, atașament. Din ce cauză? Pentru că voi îl ajutați sau o ajutați. Că o fi din punct de vedere financiar, că o fi cu, nu știu, cu dragoste, cu iubire, că îi deschideți ușa ori de câte ori vine și bate. Atașament simte. Nu văd iubire, să simtă iubire, să simtă dragoste, să simte că voi sunteți un sprijin, da? Că se poate sprijini pe umărul vostru ori de câte ori are nevoie să vină să plângă la voi, să se plângă la voi, mai bine spus. Nu știu dacă nu ajutați omul ăsta și cu bani, în unele cazuri. Asta e un mesaj așa mai separat și asta îl ține încă acolo,
Dar ce simte? Simte că voi sunteți ajutorul lor. Că la voi poate veni oricând să ceară ajutor. Hai să vedem ce se întâmplă aici, că se schimbă ceva lucruri. Marea preoteasă, împăratul și 4 de bâte, wow! Măi, se schimbă ceva, dar am impresia că se schimbă ceva în viața voastră, nu știu de ce. Aș putea să spun, după cum văd cărțile în trecut și în prezent, nu are nimic de a face cu viitorul. Dar nimic nu are de a face cu viitorul, adică povestea care e aici și aici, în trecut și în prezent, nu este povestea de aici. Acum o spun și pe asta, pentru că asta e. În unele cazuri este posibil ca voi să vă debarasați de omul ăsta de care vă întrebați. Poate că ați început debarasarea de acum, din prezent. Iar aici voi veți întâlni pe altcineva. Eu am impresia că este cu totul altă persoană. Pentru că dacă e să mă iau motamă după ce zic cărțile, da, nu simt aceeași energie oricum. Dar dacă ar fi, să zicem, vorbind tot despre persoana asta, este ca și cum totul s-ar îndrepta și omul ăsta ar deveni bărbatul ideal pentru voi și relația asta ar fi extraordinară și ar fi un om intuitiv și ar ști exact ceea ce voi vă doriți și ar dori să creeze ceva extraordinar alături de voi, dar nu este același om. Am impresia că voi vă schimbați aici. Voi începeți să vă schimbați foarte mult și atunci întâlniți o altă persoană, întâlniți pe altcineva, întâlniți sufletul vostru geamăn aici și asta îmi pare că e sufletul vostru geamăn și că intuiția voastră vă spune că ar fi bine să vă schimbați atitudinea vis-a-vis de omul ăsta din trecut. Și atunci omul ăsta din trecut probabil că o să-și arate adevărata față vis-a-vis de voi, iar voi nu veți mai întreba cărțile de tarot ce simte omul ăsta pentru voi, că nu are sens, pentru că voi veți ști deja ce simte omul ăsta pentru voi și cam îi veți da papuci aici. Cred că o să-i dați un mare șut în bucă. Iar aici mie mi-arată Marea Preoteasă, e o intuiție foarte bună a voastră și cu regina asta de gheață, asta e intuiția voastră, asta este felul în care voi o să vedeți viața voastră sau situația voastră pe viitor și o să o vedeți cu totul diferit, da? Vedeți lucrurile în ansamblu din câte îmi dau seama. Nu vă mai bazați pe iubire, nu vă mai bazați pe sentimente, cum v-ați bazat aici în trecut. Iar atunci veți întâlni o persoană extraordinar de puternică, extraordinară, care s-ar putea să fie sufletul vostru geamăn sau un suflet pereche sau o persoană care vă completează foarte bine. Dar, deci, șansele ca omul ăsta din prezent, în viitorul apropiat, să se transforme atât de mult, îs de 0,001%. Pentru că energia care eu o văd aici este total diferită de cea de aici. Hai să și clarific. Ia să vedem. În prezent, omul ăsta de care mi iese mie aici în cărți. Ce-i cu el? Oh! Asul de spade întors invers. Am luat eu cărțile invers, într-adevăr, dar ăsta e un semn. Asul de spade întors invers. Înseamnă că momentan nu vedeți lucrurile clare, magicianul. Încă sunteți sub vraja acestui om. Încă sunteți sub vraja acestui om. Încă sperați la un nou început sau omul ăsta încă vă manipulează și asta mai poate fi. Ia să vedem. Regele de bâte, normal că este un cuceritor, este șarmant, are un farmec aparte, regele de bâte special. Nu e așa oricine. Regele de bâte, dacă vrea să aibă o femeie, o are, pentru că au ceva al lor, nu știu, au ceea ce trebuie. Au ceea ce trebuie la ei. Și... Ia să văd, 5-ul de cupe. Of, of. În viitorul apropiat se pare că
O parte dintre voi veți renunța la persoana asta. Deși din când în când o să mai vi se facă dor, într-adevăr. Dar se pare că veți renunța. Șaptele de cupe. Știți că este totul o iluzie, sunteți un pic dezorientați, dezorientate în viitor. Și hai să văd împăratul, șaptele de bâte. Împăratul ăsta e ca și cum e cineva care luptă pentru voi sau luptă cod la cod cu voi. Puterea. E o persoană, poate fi și o persoană din anturajul vostru, poate fi cineva apropiat, care tot timpul v-a susținut, care a fost ca un stâlp în viața voastră. În alte cazuri, e o persoană puternică, oricum, cu o funcție înaltă, cu o funcție... E un lider, un conducător și șasele de bâte. Veți avea victorie cu omul ăsta. Deși la început aici e posibil să fie o relație ascunsă de ochii lumii, posibil să fie ceva online, o comunicare online, dar care merge către victorie, care merge către ceva frumos. Sentimentele acestui om pentru voi. Ia să văd. Regina de spade, șasele de spade și împărăteasa. La început păreți a fi și la capătul pachetului avem iarăși împăratul. Voi pentru această persoană s-ar putea să păreți inabordabilă, în special pentru doamne, la început. Și știu de ce, pentru că voi încă aveți în minte persoana asta. S-ar putea să păreți inabordabilă, dar ia uitați-vă, împăratul și împărăteasa este perechea voastră, este sufletul vostru pereche, este persoana care vă împărtășește sentimentele, care simte la fel ca și voi, este ceva în oglindă, da? Ce simțiți voi pentru acest om, om aia simte și acest om pentru voi. Acum, dacă este aceeași persoană din trecut, că în unele cazuri este posibil să fie același om de care voi întrebați, să se schimbe, să-și dea seama, să realizeze, să vină total schimbat. Deși sunt mai rare cazurile astea. Frumos. Dar oricum ar fi, voi o să fiți bine și asta e ok. Pentru că voi mergeți către bine. Mergeți către bine. Bun, dragilor, cam atât am avut și pentru voi. Eu vă pup, vă îmbrățișez cu mare drag și sper că v-a plăcut. Dacă nu, asta e. Ne vedem la etalările viitoare. Numai bine. Ne auzim. Ciao!